Bună ziua! Așa cum dumneavoastră știți, noi azi am avut o ședință a Consiliului Politic Național. Au fost trei teme principale dezbătute. Dați-mi voie să vă prezint pe scurt cele trei teme. Prima și cea mai importantă, cea legată de deschiderea școlilor, având în vedere că PSD-ul are foarte mulți primari și președinți de consilii județene în Consiliul Politic Național, discuțiile principale ale ședinței au vizat deschiderea școlilor, măsurile luate de către autoritățile locale, pe care de altfel a picat absolut totul. Guvernul Orban nu i-a ajutat cu absolut nimic, dimpotrivă, au venit cu foarte multe măsuri aberante de neaplicat. Primarii și președinții DCJ și-au făcut treaba, fiecare s-a gospodărit așa cum a putut, pentru că guvernul nu le-a dat nici măcar un leu. Guvernul PNL nu a fost în stare să dea nici măcar un OUG prin care școlile să poată să facă angajări. Am făcut noi acest lucru în Parlament săptămâna aceasta, dar este foarte târziu. Însă, cu 4 zile înainte de începerea școlilor, guvernul, așa cum spuneam, nu și-a îndeplinit obligațiile, deși au avut absolut toată vara la dispoziție. Deci nu pot spune că au fost luați prin surprindere. Nu sunt tablete, nu sunt măști, nu sunt testări pentru profesori și în foarte multe cazuri nu sunt manuale. Al doilea punct dezbătut astăzi e cel legat de agricultură. Este la fel de tragică situația și în agricultură. De luni de zile, guvernul Orban promite fermierilor sprijin, dar doar îi duce cu vorba. Fermierii, așa cum ați văzut și dumneavoastră, au ajuns să strige disperarea în stradă. Este de neconceput ca în condițiile actuale, în plină pandemie, dat fiind importanța majoră a siguranței alimentare, guvernul să nu facă absolut nimic. Toate țările din Uniunea Europeană au ajutat masiv agricultura. Doar la noi, ministrul Oros stă prin festivaluri. Am văzut că zilele trecute a fost la Festivalul Porumbului din Ialomița. O să ajungem să cumpărăm la prețuri exorbitante tot ceea ce le va prisosi altora. Asta în condițiile în care deja prețurile la legume și fructe sunt cu aproximativ 25% mai mari. Pentru PNL, nouă ne este clar un lucru, că pentru PNL tot ceea ce este produs în România nu este bun. Al treilea subiect și ultimul dezbătut astăzi în ședința Consiliului Politic Național a fost cel legat de posibilele alianțe. Decizia politică a fost amânată pe luni, când vom relua ședința Consiliului Politic Național. Dacă aveți întrebări. Săptămâna viitoare, rectificarea bugetară ar urma să intre în comisii în Parlament. Ce modificări își doresc socialdemocrații să aducă la rectificare? Se discută și pentru bani pentru alocațiile copiilor? E separat. Acolo este o chestiune separată, cea legată de alocații. Rectificările au fost depuse pentru majorarea pensiilor cu 40%, 1 miliard pentru autoritățile publice locale, primării, consilii județene, și de asemenea o sumă de câteva sute de milioane, 400 de milioane dacă nu mă înșel, pentru a ajuta un program extrem de important din punctul nostru de vedere, Startup Nation. Aceste modificări au fost depuse, sau amendamentele au fost depuse în Parlament. Vă rog. De unde ar trebui să vină acești bani care să meargă în plus către autoritățile locale, respectiv Startup Nation? Așa cum vă spuneam, colegii mei din Parlament au depus aceste amendamente cu tot cu sursele de finanțare. V-aș ruga să-i întrebați la Parlament.
Acești bani care vor merge către autoritățile locale sunt destinați expre pentru o anumită folosire? Ceea ce știm în mod clar, indiferent de culoarea politică a aleșilor locali, e că în acest moment există subfinanțare cronică pentru autoritățile locale. În toată această perioadă, autoritățile locale au fost supuse unor cheltuieli pe care n-aveau cum să le prevadă la începutul anului. Fie că vorbim de toate acțiunile pe care autoritățile locale le-au făcut în combaterea pandemiei, fie că vorbim adiacent de acțiunile pe care le-au făcut în toată această perioadă legat de deschiderea școlilor ca să suplinească incompetența și faptul că guvernul Orban nu i-a ajutat cu absolut nimic și, cum vă spuneam mai devreme, faptul că măsurile și acelea puține pe care le-au făcut au încurcat mai mult decât să-i ajute pe cei din autoritățile locale. De fapt, întreaga greutate a picat pe umerii autorităților locale, guvernul spălându-se pe mâini și aruncând totul către ei, eventual către profesori și către părinți. Asta este fugă de răspundere. Bun, dar autoritățile locale în ce stadiu sunt cu pregătirile pentru deschiderea unui școlar? Unde s-a putut face ceva, unde nu s-a putut face ceva? Foarte multe locuri, majoritatea locurilor unde autoritățile locale, în general, și pot să vorbesc din perspectiva aleșilor PSD, și-au făcut treaba. Dar asta nu înseamnă că problema de fond nu rămâne, cea de lipsă a sprijinului guvernamental. Eu cred că ați văzut cu toții, și am mai dat exemplu în urmă cu câteva zile, faptul că s-a vorbit de vreo 6 luni de zile despre digitalizare. S-a vorbit extrem de mult. Eu vreau să vă spun că în acest moment aproximativ 26% din școlile din România nu au conexiune de internet fix. Internetul mobil nu suplinește ca și capacitate partea de internet fix. 26% din școli. N-ați văzut, dacă e să dau un singur exemplu, n-ați văzut în această perioadă să se facă măcar un test, dacă se poate face tot ceea ce au propus ei pe culorile semaforului, ca posibile scenarii. Mie mi se pare iresponsabil modul în care lucrează guvernul, chiar dacă părinții dau dovadă de responsabilitate și își trimit copiii la școală, pentru că e o dovadă de responsabilitate, se lovesc de iresponsabilitatea guvernului în acest subiect. S-au plâns aleșii PSD de faptul că au fost puși în zonă roșie sau galbenă, deși n-ar fi trebuit, sau invers, că ar fi trebuit să nu se deschidă școlile, spre exemplu, în anumite localități, totuși se deschid începând de luni. Există astfel de probleme în teritoriu? Noi duminică o să avem o conferință de presă separată, tot aici, pe acest subiect legat de strict de deschiderea școlilor, unde o să prezentăm statistica generală pe care o avem în acest moment detaliată și o să vă transmit. Spuneați că 26% dintre școli nu au internet fix. Câte școli nu au internet deloc? Pot să vă spun că 98% din populația României, aproximativ, dacă vorbim de mobil, are acoperire cu mobil. Doar că 2G, 3G, 4G, de multe ori, chiar dacă vorbim de 4G, nu de primele generații, nu pot să satisfacă traficul pe care îl presupune un scenariu de acest tip în localitățile respective. N-ai cum. Și tocmai de aceea soluția tehnică potrivită e cea de fix, care suportă toate aceste lucruri. Încă sunteți șeful Ancom. Dacă au existat discuții referitor la conexiunea la internet, la o conexiune mai bună la nivel cu reprezentanții guvernului, știm că s-a făcut și acel grup de lucru pentru 5G. Dacă ați avut discuții pe această temă lunile trecute, nu neapărat. Am avut săptămânile trecute o discuție împreună cu operatorii și cu
reprezentanții guvernului. După aceea s-au întâlnit într-un grup de lucru, așa cum spuneți dumneavoastră. Lucrurile pe partea de instalare și de tot ce înseamnă infrastructură fixă, nu mobilă, nu pot să meargă cu o viteză foarte mare. Aceste lucruri trebuiau să înceapă mult mai demult. Școala online a început din martie. Nu i-a luat pe nepregătite, ca zăpada. Dacă puteți să ne explicați ce înseamnă să se... Înseamnă lucrări, înseamnă fibră optică, înseamnă lucrări în toate aceste localități, dar vreau să mai fac o precizare. Nu e de ajuns ca internetul să fie doar la școală. Trebuie să fie și la cei care primesc acasă. Deci tot acest sistem nu e unul simplu. Vă rog. Dacă ați mai cerut discuție în Parlament sau veți mai cere pe amânarea sau pe felul în care vor fi ținute alegerile locale, în condițiile în care Marcel Ciolacu spunea săptămâna trecută că s-ar impune, dar așteaptă de la guvern clarificări. Veți mai discuta despre această situație? Ați mai cerut? Mai știți cum se desfășoară alegerile? V-au fost prezentate date din partea guvernului? Declarația pe care o știu eu de la domnului Marcel Ciolacu a fost legată de o tentativă, dacă vreți, a celor de la guvernare de a încerca amânarea deschiderii școlilor și de legarea celor două subiecte. În acest context am citit eu declarația domnului Ciolacu. Eu pot să vă spun că în acest moment PSD este pregătit să câștige alegerile locale. Nu era vorba despre condițiile desfășurării, pentru că tocmai erau legate cele două subiecte și mergeau împreună. Dacă ați cerut clarificări în privința condițiilor desfășurării alegerilor. Am văzut precizări din partea guvernului. Sigur că responsabilitatea organizării alegerilor, indiferent de cine se află la guvernare, e a guvernului. Eu cred, ca și notă personală, că va fi un proces electoral un pic diferit față de ceea ce a fost până acum. Și am să vă dau un exemplu. În birourile de secție de votare dintr-un municipiu, din start cred că sunt aproximativ 16 persoane. Dacă luăm reprezentanții fiecărui partid, dacă luăm cei care sunt președinți, vicepreședinți, plus cel de la buletine care scanează buletinul respectiv, dacă mai ai și observatori, se duce mai mult decât 16. Deja intrăm într-o zonă în care accesul în acea secție de votare trebuie să fie cât de cât controlat. Nu ca până acum cu coz în interior, dacă era cazul. 2. Distanțarea. Nu știu câte cabine sau câte săli de acest tip găsești în România, la cele peste 18.000 de secții de votare din România, dar atâta timp cât domnii de la PNL și-au dorit cu orice preț să facă alegeri, mă gândesc că toate aceste lucruri, care oricum sunt în responsabilitatea lor, le-au foarte bine gestionate. Dar nu vă gândiți că există totuși un risc în momentul în care mergi la vot? Adică cât de sigur vi se pare să mergi la vot în condițiile în care, de pildă, vor avea acces și oamenii care prezintă diverse simptome și cărora le este permis accesul? Și pe de altă parte, vă îngrijorează că oamenii nu vor veni la vot într-un număr atât de mare? În primul rând îmi doresc să vină cât mai mulți oameni la vot, pentru că e un exercițiu democratic, ca să iau cu sfârșitul întrebării dumneavoastră. În al doilea rând, în acest moment, astăzi când vorbim, singurii care pot să amâne alegerile conform pârghiilor legale sunt cei care guvernează. Astăzi când vorbim. E prea puțin pe calendar să se mai poată întâmpla ceva. Am înțeles cu toții că își doresc alegeri indiferent de pandemie. Cât e de mare pandemia, cât e de mică, dânsii doresc alegeri. Și cred că toți românii au înțeles acest lucru, că e mai important să avem alegeri decât sănătatea românilor. În acest moment nu văd posibil, eu, Sorin Grindeanu, nu văd posibil să mai poată să facă ceva PSD-ul, decât dacă guvernul își dă seama că lucrurile au scăpat de sub control și amână alegerile. Dar o variantă ar fi să existe alegeri pe data de 6 decembrie, să zicem, și locale și parlamentare? Nu aș vrea să speculez în acest moment. Avem un calendar, 27 septembrie, alegeri locale.
și vă rog. Să întreb cu ce partide este în discuție Partidul Social Democrat pentru o alianță la parlamentare? În primul rând reiau al treilea punct de pe ordinea de zi, și anume faptul că o decizie a fost amânată pe luni. Și sigur există partidele cu care am avut și în trecut alianțe, fie că vorbim de ALDE, fie că vorbim de alianțe punctuale în Parlament cu Pro-România sau PP-USL. Sunt discuții pe care în aceste zile e normal să le avem, astfel încât luni să avem un tablou complet și să știm în ce stadiu suntem. Deci în momentul de față nu este exclusă o alianță la parlamentare cu Pro-România? Decizia se va lua luni. Nu este exclusă alianța. Cu niciunul, nu doar Pro-România, nici cu ALDE, nici cu PP-USL. Nu exclud. Copiii dumneavoastră ce fac luni? Merg la școală? Da. Sunt într-o școală, da, care se deschide luni? Da, ambii copiii merg la școală. E un act pe care eu cred toți părinții au datoria să-l facă, cel de responsabilitate, pentru că e normal să trimiți copiii la școală. Vă spuneam și mai devreme, iresponsabilitatea e de partea guvernului, care din punctul meu de vedere n-a ajutat cu nimic autoritățile locale în acest proces de deschidere de nou an școlar. Ca părinte, cum vedeți faptul că există posibilitatea ca după primele o săptămână, două, să se închidă din nou școlile și să revină la cursurile online? Noi am propus câteva măsuri chiar și în urmă cu 10 zile, dacă nu punctual și mai demult, legat de modul în care am fi văzut noi lucrurile cu privire la deschiderea noului an școlar. Am să vă dau două exemple, pentru că restul știu că le aveți. Unu, testarea profesorilor. Mi se pare esențial acest proces înainte de a începe. Profesorilor, învățătorilor, educatoarelor, nouă ni se pare esențial acest proces, pe care nu înțelegem de ce îl refuză cei de la guvernare. Legat de acest lucru, că m-ați întrebat mai devreme de rectificare, un alt punct pe rectificare, dacă am uitat să spun, este legat de salariile profesorilor, care trebuiau să fie mărite și pe care noi, prin rectificare, le-am prins în amendamentele depuse la Parlament. Iar al doilea punct pe care aș vrea să vi-l amintesc și care eu cred că ar avea succes. Gândiți-vă că într-un scenariu din ăsta pe semafor, sau cum ni l-a prezentat domnul Iohannis și domnul Orban, unul din scenarii arată că jumate din copii stau acasă, jumate merg la școală, distanțării, plexiglas, era să greșesc. Da? Toate lucrurile pe care deja dumneavoastră le știți. De asta înseamnă mai mulți, dacă stăm să privim în jos, înseamnă mai multe cadre didactice, înseamnă spații altcumva decât le aveai până acum ca să respecti toate regulile, iar noi am venit cu propunerea de a încerca din zona de ONG pe educație să creăm un corp de voluntari cu expertiză care să ajute tot acest proces educațional în această perioadă. O să continuăm să tot spunem propunerile pe care le avem. Poate, într-un final, vor ține seama și de propunerile constructive pe care le avem în acest subiect. Vă rog. ONG-urile nu se pot implica și fără acordul guvernului? Adică nu poate fi luată o decizie la nivel de școli, la nivel de autorități locale? Nu. Toate aceste lucruri trebuie statuate prin lege, printr-un cadru legal. Și nu înțeleg de ce nu se întâmplă lucrul ăsta. La școală, la copiii dumneavoastră, să spuneați că este un cum se desfășoară? Ați fost ca părinte, ați vorbit, sau explicat? Deschide. Mă rog, nu discutăm de luni, că luni e o zi mai specială, dar ni s-au transmis în urmă câteva zile regulile de început, așa cum
văd cadrele didactice de acolo, cu jumate acasă, jumate este pe scenariul de hibrid. Da, de jumate acasă, jumate la școală, cu ore, vorbesc de exemplu de fetița mea care merge în clasa 0. Cu ore încep la 8, se termină la 10 jumate, dacă nu mă înșel, 10:35. Asta va însemna și un alt set de probleme, dacă stăm să ne gândim. Și anume faptul că părinții sau bunicii sau cine ar trebui să meargă totuși la muncă, vor trebui să-și adapteze programul zilnic în funcție de un nou program pe care îl propun cei de la, din sistemul educațional. Deci, eu cred că, nu cred, știu sigur că n-au evaluat foarte bine tot acest proces. Am venit cu aceste propuneri, v-am dat doar două exemple, avem multe altele. Rugămintea era să încerce să se uite peste ele, pentru că sunt constructive toate aceste propuneri. Dar le-ați spus la guvern? Cui le-ați dat propunerile? Le-am spus public, le-am transmis. Erau prevăzute, dacă vreți, în acel program, dacă ar fi trecut moțiunea de cenzură de 3 luni de guvernare, duminică o să le mai detaliem o dată prin acea conferință de presă pe care v-am anunțat că o să o avem, strict pe învățământ. Nu, să fie de contabile. Să fie decontată. O să veniți în Parlament cu un proiect de lege pe această măsură sau a rămas undeva? Noi încercăm să venim cu aceste propuneri constructive ca să se ia rapid anumite decizii de către cei care guvernează. Rapid înseamnă prin hotărâri, prin OUG-uri, urmarea unor ședințe de guvern. Aia e calea rapidă pentru că prin Parlament, trecând toate aceste etape, e o cale un pic mai lungă. Din punctul nostru de vedere, toate aceste lucruri trebuiau să se întâmple ceva. Dacă în perioada următoare, ca să răspund direct, dacă în perioada următoare vedem că sunt chiar surzi la propunerile noastre, o să depunem toate aceste inițiative în Parlament. Vă mulțumesc!